Salut, eu sunt Răzvan și bine v-am găsit la un nou episod. Dacă nu ați observat, mi-am schimbat cadrul, de acum stau în picioare. Iar în episodul de astăzi o să facem ceva nou. O să fac un top 5 al filmelor mele preferate sau seriale, care vi le recomand și vouă, deoarece sunt niște filme bestiale. Așa că o să nu mai stăm la vorbă și să trecem la episod. Ok, pe primul loc o să fie un serial, se numește Lunetistul, este foarte interesant, este vorba despre un lunetist, dacă nu v-ați dat seama, găsiți pe Netflix, iar acest lunetist este pus în diferite pericole, unii prieteni îl înșală, iar el trebuie să-și apere familia, în final reușește, cât de cât să spunem așa, deoarece soția lui este omorâtă, dar se răzbună. Și cam așa se termină serialul, deci este foarte frumos și este bazat pe realitate. Mie îmi plac filmele bazate pe realitate, dar și cele SF. Vă recomand să-l vedeți, să-l găsiți pe Netflix sau pe Google, dacă vreți să luați virus. Nu reclamă la Netflix. Așa, să trecem la al doilea film, mai bine zis serial. Casa de Papel, care mi-a plăcut extrem de mult și o să apară al treilea sezon în vara aceasta, mai exact pe 19 iunie. Acest film este vorba despre un profesor care este total necunoscut, nimeni nu-l știe, își adună un gang, să zic așa, aceștia nu știu numele, dar au niște porecle, să zicem așa, de orașe, iar ei trebuie să jefuiască o bancă. Ca să jefuiască, ei învață și plănuiesc timp de 6 luni totul la cap. Iar când ei jefuiesc banca, le iese foarte, foarte bine, totul merge frumos. Nu o să vă spun ce se întâmplă așa în mijlocul serialului, pentru că este ceva foarte interesant. În final ei reușesc să scape, pleacă cu toți banii de la bancă. Și rămâne să vedem acum în al treilea sezon ce se va întâmpla, eu abia aștept, deci nota 10 și pentru primul o să fie nota 9.50, o să dau și niște note ca să vă dați și voi seama care este mai bun. Ok, următorul film, de data asta avem un film, este Pacific Rim 1 și pe locul următor o să avem Pacific Rim 2, dar mai întâi să vorbim despre primul. Nu este așa wow, niște extraterestri atacă pământul, iar noi trebuie să ne apărăm. Noi apărăm cu timpul, ne construim niște roboți, îi învingem, ei pleacă. Nimic foarte interesant. O să-i dau nota 8. Totuși este un film destul de interesant, v-am zis SF, pentru că mie îmi place. Vă recomand, chiar vă recomand, celor care vă place și acțiunea în același timp. Nu știu, hai să trecem la următor. Ok, deci ăsta e Pacific Rim 2, în care iar extraterestrii atacă lumea printr-un portal prin Oceanul Pacific. Noi evoluăm iar cu timpul și ne facem roboți și mai buni, și mai buni. Iar filmul ăsta mi-a plăcut deoarece a fost ceva mult, mult mai interesant, deoarece oamenii au avut niște planuri foarte bune, care m-au prins și în concluzie, oamenii au câștigat, dar roboții au fost mult mai îmbunătățiți și mi-a plăcut ce de data asta a fost puțin mai ingenios. Roboții erau controlați de doi oameni, iar cei doi oameni trebuiau să se conecteze fiecare la mintea celuilalt ca să poată să controleze același robot. În final v-am spus, ei câștigă, dar de data asta le promit extraterestrilor, dar oamenii le-au zis extraterestrilor că ei o să atace de data asta și să se pregătească. Cam asta a fost și Pacific Rim 2, o să-i dau un 9, iar acum vine cerașa de pe tort, pentru mine cel puțin. Este Harry Potter, primul film. Acesta îmi place mie în mod special, bine și celelalte îmi plac, dar mai mult acesta. Deoarece e mai lung și sunt mult mai multe faze introductive mai frumoase și mai interesante.
Harry Potter trece prin foarte multe peripeții și îmi place mie, nu știu dacă o să facă și vouă, nu sunt foarte mulți fani al filmelor Harry Potter în zilele de astăzi, dar mie îmi plac pentru că sunt fan, am citit și cărțile. Deci filmul ăsta, dacă aș putea, aș da nota 11, dar nu pot, așa că o să primească nota 10. Deci un film bestial. Ok, hai să mai reluăm topul. Deci, pe primul o să fie Lunatistul, al doilea Casa de Papel, Pacific Rim 1, Pacific Rim 2 și celălalt de pe tort, Harry Potter, primul film. Ok, cam ăsta a fost videoclipul. Noi ne vedem în weekend cu un nou videoclip. Eu am fost Lelion, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!